posibilitate de trai, nu sunt salarii, nu este servici, unde să muncească, n-au cu ce să-i întrețină. S-au scumpit toate cele și mâncare și hăinuții pentru copii, tot. Asta este, locuri de muncă puține. Pentru că e sărășii multă și nu au cu ce să-i întrețăie. Și salariile sunt foarte mici, pensiile sunt foarte mici. Foamea, disperarea și sărăcia deschid răni serioase în familiile din județ. Cele mai multe se văd în imposibilitatea de a-și crește copiii și preferă să-i lase în grija statului. Am avut o creștere. Atât la mamele care și-au abandonat copiii, fie la naștere, fie în secțiile de pediatrie după ce copilul a fost născut și au revenit cu copilul înapoi în spital și au fost părăsit, dar și a familiilor care au cerut sprijin pentru că nu mai pot să-și întrețină copiii, pentru că nu mai au condiții materiale, pentru că situația economică și lipsa locurilor de muncă îi conduce la așa ceva. În ultimul timp am avut o creștere și din acest punct de vedere. Creșterii erau de obicei în perioada de iarnă, dar nu la nivelul la care l-am avut în acest an. În decursul anului 2011 s-au instituit măsuri de protecție socială pentru 77 de copii la cererea părinților, întrucât aceștia nu au mai avut condiții materiale și financiare pentru creșterea lor. În toate aceste situații s-au identificat și stabilit măsuri de protecție socială.